Corvinul Hunedoara și FCSB se întâlnesc în această seară de la ora 20 pe Arena Steaua din București în Supercupa României. FCSB pleacă mare favorită în fața echipei care a reușit promovarea pe teren în sezonul trecut, dar forma de organizare nu i-a permis să evolueze în primul eșalon. Cele două adversare de astăzi s-au întâlnit ultima dată în 2021 în 16-mile Cupei României. Roșalbaștrii conduceau atunci cu 3-0 în minutul 50, iar hunedorenii reușeau să egaleze și să trimită meciul în prelungiri. Albaștrii au început încă de ieri antrenamentele la București. Un joc, un trofeu pe masă, să zicem că ne-am obișnuit după finala câștigată, dar trebuie să fim totuși cu picioarele pe pământ. Întâlnim campioana României, o echipă foarte bună și de apreciat pentru că investește în jucătorii români, cel puțin, oferind sume de transfer bune pentru campionatul nostru și, cum a spus, este un match și pentru noi și pentru ei. La început începe sezonul pentru ambele echipe. Am avut o perioadă scurtă, dar intensă de pregătire. Și eu sunt curios să vedem cum vom arăta la primul match. Un match important pentru noi ca și echipă, ca și club. Un match cu probabil cea mai bună echipă din România, câștigătoarea campionatului. Noi asta ne dorim. Pentru asta ne-am pregătit atâta, pentru asta venim zi de zi la stadion, pentru a ne bucura de fotbal, pentru a reuși. E un meci cu trofeu pe masă, cu siguranță dorim să luăm, pentru că nu l-avem în palmaresul nostru, nici eu personal. Nu știu dacă ar fi o surpriză dacă am câștigat noi. Probabil ne dorim să facem un joc bun prima oară și apoi vom vedea ce va ieși. Roșalbaștrii vin după câștigarea primului titlu după o așteptare de 9 ani. De cealaltă parte, Corvinul e prima formație din Liga a doua care a câștigat Cupa României după 49 de ani. Grație acestui succes, Corvinul va juca în 11 iulie în preliminariile Europa League împotriva lui Pocșii din Ungaria.